În luna martie se va finaliza ultima etapă majoră a investiției realizate de primăria municipiului Timișoara pe bulevardul Stan Vidrighin, respectiv modernizarea completă a intersecției cu strada 1 decembrie 1918. La finalul acestei etape, care implică schimbarea liniilor de tramvai învechite și a rețelelor de utilități, introducerea unui sistem automat de macazuri și refacerea trotuarelor și a carosabilului, tramvaiele de pe liniile 6A și 6B vor putea reveni pe traseele consacrate. Vestea bună pentru cei care locuiesc în zonă sau vin aici la serviciu. E că șantierul e în avans față de graficul estimat și estimăm că vom termina lucrările în iulie în loc de septembrie. Asta înseamnă că se termină mai repede disconfortul și că putem da drumul la tramvaiul 4 din vară. A declarat primarul Dominic Friț. Pe bulevardul Vidrighin se lucrează în această perioadă și la montarea sistemului de irigații, astfel încât spațiile verzi care vor fi amenajate să poată fi întreținute în condiții optime. De asemenea se desfășoară lucrări de suprastructură pentru linia de tramvai, lucrări de suprastructură a drumului, inclusiv drumuri laterale, trotoare, accese și piste de biciclete. După modernizarea completă a intersecției cu strada 1 decembrie 1918, va fi turnat ultimul strat de asfalt, vor fi amenajate spațiile verzi, vor fi plantați copaci și va fi realizată semnalizarea rutieră.